înapoi la treabă, forțe proaspete după această vacanță? Da, e clar că a fost o vacanță pe care am așteptat-o cu toții. Nu a fost o vacanță care o doream cu ultimul meci pierdut, asta e clar. Și primele zile a fost foarte greu, dar pe parcurs mi-am mai revenit. Și chiar dacă acea înfrângere rămâne, sunt mulțumit de un an fantastic care băieții l-au reușit. Dacă am mai reușit un an la fel, zic că ar fi foarte bine. N-aș vrea să fiu rău să zic că se face mai mult, că nu știu ce putem face mai mult. Și să fim sănătoși, să nu avem accidentări și să începem anul cu bine, mai ales să avem un cantonament reușit, unde v-am zis jucătorii să pregătească bine și să vină sănătoși. Mă bazez foarte mult pe pregătirea de iarnă mereu, din păcate e cam mică, cam puțin. Sunt numai 12 zile de pregătire, nu știu dacă o să avem timp să facem tot ce dorim, dar vor fi iar meciuri foarte mult. Mi-ați anticipat următoarea întrebare, mergem tot în Spania, la fel ca în ultimii ani. Ce așteptări aveți de la acest cantonament? Da, condiții excelente, cunosc locul, am fost acolo de foarte multe ori, nu numai cu CFR Cluj și cu alte echipe. Sunt condiții excelente, vor fi și adversari buni. Acum noi trebuie să ne pregătim bine și să facem niște jocuri bune. Dar ce mai important e să, v-am zis, să ne antrenăm și să nu fie accidentați. O să fie și schimbări în această iarnă din punct de vedere al lotului? O să fie ceva schimbări, dar nu prea mari. Cred că 3-4 schimbări o să fie, dar rămâne de văzut deocamdată. Nu s-a întâmplat nimic major, dar mâine, poi mâine vom afla 100% mai multe. Ce gânduri aveți pentru acest 2023 și un mesaj pentru suporterii noștri? În primul rând să fim sănătoși cu toții, să reușim să avem rezultatele anul trecut. În campionat să reușim iarăși ce am reușit în ultimii 5 ani. În cupele europene să facem o surpriză, să încercăm să facem o surpriză cu Lazio. În Cupa României să o câștigăm, pentru că n-am câștigat niciodată. Suporterii să fie alături de noi, să fie cât mai mulți, să fie și la bine și la rău cu noi și asta ar fi fantastic. Mulțumim și baftă mult!